A fost să fie și ediția a treia a paradei ambarcațiunilor, organizată pe canalul Sfântul Gheorghe de către Clubul Nautic San Giorgio. Și totul s-a petrecut duminică începând cu ora 11, când giurgiuvenii au fost invitați pe podul Bize să se bucure de aer de sfârșit de vară, de apă și de parada în sine. Embarcațiunile prezente la start au plecat de la pontonul San Giorgio și s-au îndreptat spre podul Bize. Vremea cu vânt puternic și apa foarte scăzută fiind o încercare pentru embarcațiunile cu pescaj mai mare. Una peste alta au defilat caiace și canoe, bărci și loci pescărești mai mici sau mai mari, embarcațiuni propulsate, cu motoare și cu vele, în încercarea de a sprijini apropierea de natură și de apă și de a arăta că și la noi se poate. A fost o manifestare sprijinită de toți cei care iubesc mișcarea. O paradă la care au participat și giurgiuveni, dar și multe embarcațiuni din alte localități, din București, Călăraș sau din Galați, Bunăoară. O paradă la care TV Giurgiu a fost partener media și de la care televiziunea noastră a transmis în direct momentele mai importante. Sunt zone, sunt praguri în care apa are 30 de centimetri efectiv. Una peste alta mai sunt nave care pot trece de acest prag, le vedeți cum se apropie. În încercarea de a ajunge în grațiile publicului, mai aproape de public, spuneam mai devreme că sunt câteva sute de giurgiuveni veniți pe podul Bizet să încurajeze această paradă. Ei, și ca orice lucru frumos, și parada noastră a trebuit să se sfârșească, dar nu oricum. Organizatorii au ținut să mulțumească participanților, fără de care parada ce a început și s-a finalizat pe pontonul San Giorgio nu s-ar fi putut petrece. Este al nostru Iordache Florin, așa cum știe lumea, Florio. Florio! Am mulțumit! Nu mi-e diploma, Florio! Da? Soție lui, da? Trebuie să lași lecția, să vină să dea cu barca și să-și aducă. În acest an avem o premieră. La această paradă a embarcațiunilor avem onoarea să avem astăzi alături de noi un producător de embarcațiuni, venit tocmai din Galați, plecați azi noapte pe drum, bătut autostrada și prezent astăzi cu o barcă care ne spuneau dânsii abia ieșit zilele trecute din standurile de probă. Un producător de embarcațiuni tânăr, dar dacă ați văzut-o, embarcațiunea echipei firmei Fibromarin din Galați a fost astăzi prezentă la Giurgiu cu această embarcațiune. Sper să o mai vedem și au niște pliante, o să vă arate. Dacă sunteți interesați de acest tip de embarcațiune, o puteți și vedea, e pe peritop, tocmai am salvat-o noi ca să nu eșueze. Le mulțumim că au venit astăzi alături și invităm cu orice ocazie aici la Giurgiu, tot pe Dunăre, să ne întâlnim și să mai povestim și eventual să vindem bărci. Mulțumim! O diplomă pentru două prietene dragi mie și celor care îmi sunt aproape, pentru că sunt niște fete care au făcut, care au arătat că voluntariatul în Giurgiu înseamnă mult. Și noi suntem o echipă de voluntari, până la urmă, că suntem o asociație, un club nautic, fiecare a pus acolo o bucățică. Ele au făcut infinit mai mult pentru că au strânit un oraș întreg. Vreo două, trei acțiuni care s-au văzut atât la nivel local, cât și la nivel național. Este echipa care, iată, și astăzi este alături de noi, Let's Do It, Daniel, Lătrămioara și alături de... Mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Doamne ajută! Ne bazăm pe voi! Unul dintre cei mai consecvenți participanți la această paradă a embarcațiunilor, de fiecare dată la embarcațiuni cu pescaj mic și cu tracțiune manuală. Întotdeauna călare pe un caiac, alături de noi și în această zi, domnul Dan Soare. Felicitări, Dane! Te așteptăm mereu! Vă mulțumim! Fiecare dată mai oprește!
Și acum trecem la ultimul, la premiul special. Premiul special pentru cel mai activ membru al clubului nautic San Giorgio în 2015 se acordă din fericire, să zicem, unui bărbat care în timpul acestor ani a fost aici pe pontonul lui ca acasă, ne-a fost alături chiar și când nu a fost cu noi și în felul ăsta vrem să-i mulțumim că a fost alături și împreună cu noi. Domnului, ghiciți? Da. Da, nu-i cumpărăt. Bă, nu ne dăm diplome între noi, ce dracu. Domnului Răzvan Toscuța. Să dezvolte fenomenul nautic la Giurgiu, să avem o marină așa cum am văzut eu pe Dunăre, că eu am văzut toată Dunărea și am văzut niște marine exact cum trebuie să avem noi aici. Exact așa le-am văzut. Premiile speciale. Le-ai văzut pe toate sau? Da, între ele. Premiul special. La categoria vâsle. Electrobibani. Pentru ediția a treia aparat de embarcațiunilor se acordă echipajului Raid România pentru legenda Dunării. Aici. Unde mă? La bere de mâncare, la porc. De la bere. De la bere? Să-l aducem, să încercăm să-l aducem. Hai! Ba, ia-o tu, că ăștia... Nu mie, pe încredere, că eu dau eu lui. Hai mă, nu-i acum. Poze, da? Că ți-e eclipsesc cadrele. Ia, cât aici, stai și nu măcar pelat, așa. Tot aia e. Să o îmbrungă. Era ocupat, îngrija embarcațiune. Eu? Eu? Fără discursul, în viitor să sperăm că eu ne-am mai bun. Stai pe aici, drăguță. Premiul special la categoria vele. Anul acesta, ediția 3-a, se acordă echipajului Princess. Nu pot să iau decât diploma asta de cu secundul împreună. Mai spune-te două-trei cuvinte, te rog frumos. Să-mi vină secundul, te rog frumos. Secunda. Vină secundul. Prindeți-o de colțuri, așa. Organizatorii au ținut să premieze la final echipa giurgiuveană care a participat la concursul național de vâzlit în canotcă, echipaje 10+1 și care a obținut la Tulcea un onorant loc 3. I-am lăsat la sfârșit, nu pentru că ăsta este locul pe care merită, ci pentru că vreau să spun mai multe despre ei. Este vorba de echipa pescărușii, cei cu care am fost la Tulcea și care în marea lor majoritate astăzi sunt aici, în tricourile oficiale cu care au participat acolo și au dat tot ce au avut mai bun, astfel încât din nou să venim cu locul 3. În felul acesta avem alături de aceea medalie care este de acum 2 ani, încă una, și iată a venit mascota clubului. Iată cui lăsăm noi zestrea clubului. Ca giurgiuvean care iubește acest oraș și implicit simbolurile acestui oraș, respectiv apa, am fost plăcut impresionat să particip ieri la parada embarcațiunilor. Pentru asta m-am pregătit temeinic, în urmă cu 30 de ani am făcut canotaj de performanță. Ieri a trebuit să vâzlesc aproape 2 km și am constatat că încă se poate după 30 de ani. Am ținut foarte mult să iau în barcă și un alt simbol al acestui oraș, cățelul meu Alice, pe care la fel am pregătit-o cu câteva ore înainte, am hrănit-o, i-am spus să fie cu minte în barcă, ba chiar i-am făcut o șepcuță, am pus mâna pe foarfecă și i-am făcut o șepcuță. Moment în care am ciupit-o de ureche și mi-a tras atenția că are niște canini de vreo 3 cm. După ce am terminat acea șepcuță de croșetat, soția mea a întrebat unde e șepcuța mea cea roșie. Mă rog, așa probabil sunt pregătirile de concurs, implică anumite activități și conflicte familiale. Parada de ieri mi-a făcut deosebită plăcere să o văd că se întâmplă în Giurgiu. Mi-aș dori ca data viitoare să nu se mai vadă apa din cauza embarcațiunilor.
prezentatorul de aici să înceapă să n-aibă timp să vorbească, sosește caiacul numărul 1, canoia numărul 2, barca numărul 3, velierul numărul 4 și al sultelea concurent în colacul de salvare, domnul primar, care nu se știe ce sistem de propulsie are, dar la câteva secunde ies niște bule în spatele dânsului, mă rog, a fost o glumă. Deci mi-ar place ca toți cu cățel, cu purcel, cu copaie, cu barcă, cu veliere, cu motoare de ultimă generație să fim pe acest dar al naturii, apa.